După victoria din prima etapă a returului, obținută în fața formației CS Balotești, scor 2-0, CS Mioveni s-a împotmolit sâmbătă acasă cu Pandurii Târgu Jiu, într-un joc în care pornea cu prima șansă la victorie. Gorjenii au început mai bine partida de pe Orășenesc și după numai 20 de minute de joc au deschis scorul prin Blejdea, care a profitat de plasamentul greșit al portarului Sima și a marcat cu un șut din interiorul careului de 16 metri. În minutele de prelungire ale primei reprize, Simon Măzărache a luat o acțiune pe compropriu, a intrat în căreul de 16 metri advers, însă a fost blocat în momentul șutului, mingea a ajuns cu noroc la Rădescu, iar mușeleanul nu a ratat și a readus egalarea pe Orășenesc. În repriza secundă, CS Mioveni a ieșit mult mai hotărâtă de la cabine, însă minutul 60, pe fondul unei ușoare dominări, portarul Sima avea să-i îngroape din nou pe galben-verzi. A ieșit greșit pe sub minge la un corner de pe partea stângă, iar Popescu nu avea cum să rateze din 2-3 metri cu toată poarta goală. Doar două minute au fost în avantaj oaspeții. Simon Măzărache a ieșit din nou la rampă și, la o fază prelungită de ataca gazdelor, atacantul de 26 de ani a marcat cu noroc, restabilind egalitatea. Până la finalul partidei nu s-a mai întâmplat nimic notabil. Fluierul de final al centralului întâlnirii a pus capăt unui joc în care CS Mioveni a fost surprinsă de evoluția curajoasă a gorjenilor și în care portarul Sima s-a făcut vinovat de primirea celor două goluri ale oaspeților.